Vorbim despre crize. Așa foarte simplu. Ce înseamnă o criză? O criză înseamnă că m-am obișnuit cu o anumită paradigmă, cu un anumit model de a interpreta viața, de a-mi rezolva problemele. Am modelul meu, parametrii mei funcțional care concordă cu interpretarea pe care o am în minte, cu harta mea mentală. Și brusc se poate că intri într-o zonă a existenței tale în care paradigma nu mai funcționează. Nu mai funcționează. Ești confuz, nu mai știi ce să faci. Că realitatea nu se potrivește cu harta ta mentală. Și creierul tot timpul o analizează. Hai să vedem când s-a mai întâmplat chestia asta. Și nu găsește nimic care să se potrivește cu realitatea. Și atunci intri într-o criză și îți apare un sentiment de anxietate. Nu-ți vine să crezi că lumea aia pe care ai crezut-o tu funcțională, nu mai funcționează. Oricum, viața funcționează ca și funcția sinus. Adică Marx a zis că lucrurile merg așa progresiv în sus și Partidul Liberal are săgeata în sus, numai în sus merge. Dar, de fapt, Toynbee, un istoric, spune istoria este ciclică, adică sunt cicluri. O civilizație se naște, ajunge la apogeu și în cele din urmă se prăbușește și moare. Și viața ta ajungi, te naști, ajungi la apogeu, intri în criza vârstei de mijloc, când ți atins nivelul de incompetență, nu mai urci. De acum cobori. A ajuns la 40, la 40 este ieșirea din garanție. Pe la 50 încolo ești pe roze numai. Nevroze, scleroze, artroze, numai pe roze o ții de acolo încolo. Și uh, uh, paradigma asta raportată la istorie, în opinia mea, este un mit. Istoria nu merge progresiv înspre mai bine, mai bine și mai bine. Nu, ci uh, mitul acesta, de fapt, uh, se prăbușește totalmente în momentul în care ajungi la groapă. Că noi suntem în secolul ăsta supra vitezei Și zicem noi că dacă alergăm mai mult, mai intens Dacă intensificăm stimuli care, cu care ne bombardăm cele cinci simțuri Viața noastră se va îmbunătăți considerabil Și alerg, ți-ai mărit viteza de alergare Dar întrebarea mea e unde crezi tu că ajungi cu viteza asta mărită? Uitați-vă la mine, eu nu am decât două viteze, foarte încet și deloc. Că zice Scriptura să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, adică supra viteză. Că nu ajungi departe, tot la mormânt ajungi. Și civilizația asta tot se va prăbuși într-o zi, asta tehnologică, cibernetică, care crezi tu că va rezista forever. Este un mit. Paradigma asta se va prăbuși, dar o să intrăm în detalii un pic mai încolo. Deci, viața merge ciclic, practic. Sinus, funcția sinus. Dar se întâmplă că, la un moment dat, căderea e abruptă și foarte intensă, dintr-o dată tot universul tău merge la vale. ce de făcut în condițiile acestea? sigur îți apar o serie de sentimente când ți s-a tras covorul de sub picioare. Și vorba românească, și ăla care a căzut din pod, stă un pic, nu se ridică repede de jos, stă un pic să copciol. văd ce se întâmplă cu mine nu realizez oare ce se întâmplă cu mine. Este un șoc. Nu-ți vine să crezi că ție ți se întâmplă lucrul respectiv. Mă, mie mi se poate întâmpla asta. Ești într-o negare în primă fază. Ești într-o negare. După aia apar sentimente de mânie. De ce mi s-a întâmplat mie asta? Mânie îndreptată înspre tine. Mânie îndreptată înspre factor de autoritate, înspre partener sau înspre parteneră. Sau mânie îndreptată împotriva lui Dumnezeu, dar nu-ți permit să o zici la biserică, că trebuie să fii politically correct. Și atunci îți, mușchi, îți muști limba dar de fapt interiorizez mânia aia în interiorul tău, dar ea clocotește a, a intrat la luptă ca și Iacov cu Domnul, să-l întreb, să-l chestionez, de ce mi se întâmplă mie toate lucrurile astea, numai mie mi se întâmplă toate. Deci apare mânie, apare anxietate, pentru că nu controlez situația și când nu controlez Sentimentul inevitabil este anxietate. Imaginează-ți că treci strada aici la Ocna Mureș și vezi că vine o mașină înspre tine. Tu ești pe trecerea de pieton și te uiți mai atent și nu vezi la volan pe nimeni. Te apucă anxietatea și sper din toată inima ta să fie mașina aia de la Google cu care fac ei experimente cu mașina fără șofer. Dar când vezi că lucrurile au scăpat de sub control, imediat îți îngheață sângele în vene, ți groază, ești anxios. Deci mânie, anxietate, poate să apară vinovăție. Dacă aș fi făcut cu tare lucru, poate nu ajungeam în situația asta. Dacă celălalt ar fi făcut, poate nu era situația aceasta. Și toate acestea acumulate mânii, anxietate, vinovăție, în cele din urmă se transformă în tristețe. Ești aici, trist. Și nu ai unde să mergi mai jos decât atât. Asta e vestea bună. Vestea bună îi că ai ajuns pe fundul sacului, nu ai unde să cobori. Numai că s-ar putea să stai multă vreme acolo pe fund. Și uh, ai nevoie, poate cineva să stea acolo o lună, două luni, poate să stea ani de zile acolo. În... Și dacă ai stat multă vreme acolo, se numește că ești în depresie. Ce te poate scoate de acolo, din situația asta, teribilă, neplăcută? Te scoate acceptarea acceptare. Când accepti situația, accepti că nu tu controlezi istoria, că Dumnezeu nu funcționează ca un tonomat unde bagi rugăciunea, zeciuiala și brusc ți se îndeplinesc toate visele tale. Nu funcționează așa Dumnezeu. Îl ai Duhul din lampa lui Aladin, nu Dumnezeu, care funcționează la comenzile tale. În momentul în care accepți, eu trebuie să fiu la dispoziția lui Dumnezeu, nu Dumnezeu la dispoziția mea. Situația aceasta nu mai pot schimba decât pot să accept îi întreb pe oameni într-o situație de criză ce ai vrea să se întâmple. Dacă ai avea magic powers, puteri magice, ce ai face imediat? Și știi ce zic oamenii? Să fiu ca înainte. E bine să fii ca înainte. E posibil să fii ca înainte. Nu mai este posibil. Asta e vestea proastă. Nu o să mai fii șohan niciodată ca înainte. Și Scriptura chiar spune... Nu te întreba cum se face că zilele de odinioară erau mai bune decât zilele de acum, că nu din înțelepciune întreb lucrul ăsta. Și aduceți-vă aminte de soția lui Lot. Soția lui Lot avea o condiție extraordinară din punct de vedere material, de invidiat. Și când ai asemenea condiție, e foarte greu să pleci de acolo. Îngerul avea probleme să o scoată din Sodoma și să o ducă, să o salveze. Și la un moment dat, le zice îngerul, să mergeți înainte, elurea, ca rușii, numai înainte, nu se poate înapoi. Și nici măcar să nu te uiți înapoi. Și soția lui Lot a zis, le unde ne ducem? Nici pinzi, nu mai avem bani, nu mai avem confort, numai o trăistuță, unde mergem acum? Ce bune au fost zilele de odinioară și ce avere am lăsat acolo în spate și s-a uitat în spate și s-a pietrificat. N-ai cum să prosper uitându-te mereu în spate. Ce bine a fost mai de mult. Ce frumos a fost. Nu din înțelepciune întreb lucrul acesta. Nu o să mai fie niciodată cum a fost înainte. Poți să accepti lucrul acesta. În momentul în care accepti lucrul acesta, încep să schimbi harta mentală. Încep să schimbi. Dar până atunci te, voi, te vei uita numai la ce ai pierdut. Și credem că nu e în beneficiu tău să te uiți doar la ce ai pierdut, la idealurile care nu mai funcționează. Este în Împărați, la capitolul 4, un mic paragraf care povestește despre o femeie care era soția unuia de la școala profeților, la Elisei. Omul, ca să își mențină familia pe linia de plutire. A scos un credit să poată să-și facă și el doctoratul în teologie și să aibă ceva pentru familie. Și s-a întâmplat că a murit. Imaginează-ți că ești femeia respectivă. Soțul a murit. Ce se întâmplă? Te-ai legat totalmente de partener sau de parteneră? S-neam eu. Nu-i prea bine că te-ai legat, că zici, îl iubesc și de-aia m-am legat. Atașamentele sunt păguboase. Fie de persoane, fie de obiecte, fie de locuri sunt păguboase. Noi suntem străini și călători aici, pe pământul acesta. Eu întreb pe soția mea: cât de mult mă iubești? Și a zice atât de mult încât să nu mă prăbușesc dacă tu nu mai ești. Cred că este un răspuns înțelept. Nu trebuie să te lești de nimic, ca și părintele Avram. A ieșit din Mesopotamia, care era o țară foarte bogată, cum îi Statele Unite astăzi. Imaginează-ți că îi spun unui român care vrea să visează să meargă în America. Vă, nu te du în America, du-te în Siberia, acolo Eldorado în statele urite și Avram era într-o poziție extraordinară cultură, civilizație și Dumnezeu îi spune ieși de acolo lasă, Avram a lăsat totul, nu era atașat de țară, de prosperitate, de cultură nici măcar de soția lui nu era foarte atașat când împăratul Egiptului și-a pus ochii pe el, zice iau domnul dar în schimb s-a atașat de ceva foarte tare. Știi de cine s-a atașat? De fiul său. Și într-o dimineață, la ora de rugăciune, zice Domnul, scoate-l, ia-l pe fiul tău să-l aduci jertfă. Vrea Dumnezeu să vadă sânge? Nu vrea să vadă sânge. Vrea să vadă oameni care nu sunt atașați de nimic. Nu trebuie să te atașezi de absolut nimic în lumea aceasta. Dar noi suntem ființe anxioase, vrem să ne legăm identitatea de ceva, să ne legăm de ceva, să obținem o oarecare siguranță. Siguranța înseamnă moarte sigură, din punct de vedere emoțional, spiritual. În incertitudine și în nesiguranță te formatează Dumnezeu. Și acum, uită, femeia asta este s-a obișnuit cu o paradigmă, este legată de soțul ei, este legată de felul în care a viețuit până în acel moment. Și dintr-o dată, soțul nu mai este. E un șoc. Ești aici, o ei pe topogan la vale. Mie mi se întâmplă asta, nu-ți vine să crezi că ți se întâmplă ție asta. Ești mânioasă de ce s-a întâmplat mie. Și uite-te, ea merge la Elisei și îl întreabă pe Elisei. Soțul meu era la școala profeților. Aici se sizez o mânie care e îndreptată spre Dumnezeu. Adică noi am dat totul pentru Dumnezeu și nici mai ce ni se întâmplă acum. Totul îmi este luat pentru că nu mai este soțul acum. Copiii o să-mi fie duși în sclavie. Și ce se întâmplă cu mine. Și acasă nu am nimic. Nici semit, nimic nu am. Asta îi spune Omului lui Dumnezeu. Vezi că trauma o face să gândească total distorsionat realitatea. E foarte important cum vezi realitatea, pentru că te poți tortura singur cu mintea ta. Poți să te îmbolnăvești cu viziunea care ai în minte. De-aia ai nevoie să-ți primenești viziunea, harta mentală, să te oprești și să-ți o analizezi. Cum spune în Roman 12, noi ne metamorfozăm prin înnoirea minții noastre. Și în alt loc, te sfătui să cumperi de la mine doctorie pentru ochi, că nu vezi prea bine ai nevoie de o altă perspectivă ca să vezi un pic mai bine. Deci femeia vede numai ce nu are. Deja deci ai vedea și pe copii în sclavie, dar copiii nu erau încă în sclavie. Și uită-te la omul lui Dumnezeu. Zice, mai ai ceva acasă? Am o casă goală. Ok. Asta e o veste bună. Că o casă goală poate fi umplută, nu? Că dacă e plină, nu mai poți umple. Ce mai ai? mai am ceva, un de lemn. A, ok, mai ai un de lemn. Mai ai vecini. Uită-te câte resurse ai la dispoziție. Ai vecini, ai un de lemn, ai o casă goală, încă mai ai copii, ea vedea numai ce nu avea până atunci. Mai ai și copii. Nu, acum du-te la vecini și cere vase, dar nu le cere puține. Și femeia vine cu multe vase, câte a putut, copiii tot turnau, până când s-a adunat o cantitate semnificativă de ulei ca să iasă din criză și să-și salveze copiii. Abia atunci intervine Dumnezeu când nu mai poți să contezi pe tine prea mult. Nu mai poți să contezi. Atunci se poate întâmpla minune. Atunci contezi pe El. Zice în proverbe, nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile. Și El, Domnul, o să-ți netezească cărările. Dar, în momentul în care accept, sunt limitat, nu mai pot face nimic, Doamne, acum este momentul tău să intervii. Acum contez pe tine. În loc să stau aici, în situația asta de deprimare, accept situația pentru că nu cred că ceva în Universul ăsta se întâmplă fără să știi tu, zice Scriptura, până o, cel mai nensemnat fir de păr din cap este contabilizat de Dumnezeu. Nu există întâmplare cu Dumnezeu. Totul este organizat dinainte și este spre binele nostru. Fie ca să câștigăm bunăstare emoțională sau materială sau cum o fi, fie ca să ni se formateze caracterul. Dar un creștin nu pierde niciodată. Nu pierde. Cine umblă cu Dumnezeu nu pierde. Câștigă fie lecții, fie prieteni, fie bunuri materiale, fie prosperitate emoțională. Un domn spune, m-am vindecat de nevroză. Nevroza e o boală, Poate fi nevroză, anxioasă, toată ziua ești cu medicația după tine. Dar cum te-ai vindecat de nevroză? Pentru că am făcut cancer. Și acum chiar trăiesc cu adevărat, știi? Nu mai am vreme să mă ocup de fantezii de astea nevrotice. Chiar trăiesc, că știu că eu dubai ai sunt multe zile. Nu ești în pierdere, n-ai cum să fii în pierdere cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-ți dea prosperitate. Dar uneori trebuie să-ți tragă covorul de sub picioare ca să obții prosperitate. Fie că te-ai atașat de o persoană prea mult, fie de un job, fie de ceva te-ai atașat și tu zici că ai viață. Dar de fapt tu ești cel care ai săpat puțuri crăpate, cum spune în Ieremia, care nu pot să-ți țină să țină apă, nu poți să împrospăteze cu adevărat sufletul tău, decât unul singur poate, Dumnezeu. Și când ai ajuns în condițiile acestea, Dumnezeu începe să se reveleze ție, de obicei în asemenea condiții, că nu mai ai pe ce să contezi. Și îți dă o nouă viziune asupra vieții. Obții o nouă viziune. Și viziunea te scoate, odată ce ai situația, obții o nouă viziune și viziunea te scoate din cele mai adânci tenebre existențiale. Ai o nouă hartă mentală cu care te orientezi în viață, dar harta asta mentală o obții în strânsă colaborare cu Dumnezeu, de obicei în întuneric primești revelația lui Dumnezeu. Iosif a primit revelația de la Dumnezeu în pușcărie. Toată tinerețea lui a fost îngropată și am zis bă, ăsta nu mai are nicio speranță. Dar el acolo în pușcărie primește o viziune. Eu nu sunt aici o victimă a situației, a circumstanțelor. Eu sunt aici într-o misiune, cel puțin așa le spune Fraților lor mai târziu Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți un rău Dar Dumnezeu a transformat răul în bine Că El m-a trimis înaintea voastră Ca să pregătesc locul pentru voi Deci Dumnezeu poate să-ți dea o viziune Și vreau să zic ceva Poți să ai toate lucrurile materiale Poți să ai cei mai special oameni lângă tine Dacă tu nu ai o viziune și nu simți că viața ta face sens, nu te poți bucura de nimic ce ai. Tu ai nevoie să știi că viața ta face sens, că ești motivat să te trezești în fiecare dimineață din pat. Ai nevoie de viziune de la Dumnezeu. O viziune care să te motiveze, o viziune care să te facă să îți canalizezi toate energiile într-o direcție, inclusiv anxietățile, inclusiv vinovățiile tale. Toate vor merge în aceeași direcție și vor lucra înspre binele tău. Ai tu o viziune. Pentru ce ești aici pe pământ? Pentru ce existi? Unii există ca să mănânce. Te și papalnii. De-aia sunt aici să mănânc. Și apostolul Pavel îi critică, zice, Dumnezeul lor este pântecele lor. Doar pentru atât merită să trăiesc eu. Deci primul lucru în viață, zicea cineva, Mark Twain, cel mai important lucru în viață e când te-ai născut. Dar unul și mai important decât el, când descoperi de ce te-ai născut. Tu ai descoperit de ce te-ai născut. Poate e nevoie de un șoc de ăsta ca să-ți dai seama de ce te-ai născut. Că atunci primești revelația de la Dumnezeu. Ai o viziune să te mobilizeze? Gândește-te serios la asta. Era un psihoterapeut, Albert Ellis. Albert Ellis avea 90 de ani și a fondat un institut de psihoterapie la New York, terapie rațională, Emoțională Și uh, Un reporter vine la el și îl întreabă Domnul Albert Dumneavoastră nu ieșiți La pensie, că aveți 90 de ani Zice Albert Hei uh, Trebuie să te dezamăgești tinere uh, Mai am proiecte Încă pe 10 ani după care uh, pot să vii să mă întreb dacă ies la pensie. Bine că a murit el la 93 de ani, dar el avea proiecte pentru încă 10 ani. care e proiectul de sens al vieții tale? Ai descoperit oare care e proiectul tău de sens? Dacă nu ai descoperit, n-ai cum să fii fericit cu adevărat. Nu poți fi împlinit. Nu știi de ce trăiești. Și cei mai mulți oameni nu știu. Și sunt duși în coa și încolo de circumstanțele vieții. Ca și Alice, care e în țara minunilor. Și ajunge la o intersecție Alice. Și o întreabă Motanu care vorbea. Zice, Alice, ce faci? Zice, sunt rătăcită, nu știu în ce, nu știu pe care drum să merg din astea patru de la intersecție. Dar zice Motanu, spunem unde vrei să ajungi. Că spun eu pe care drum trebuie să mergi. Dar zice, habar n-am pe unde vreau să ajung. Nu, zice Motanu, atunci oricare drum e bun. Nu contează dacă nu știi unde vrei să ajungi. Tu știi oare unde vrei să ajungi? Dacă știi unde vrei să ajungi, atunci nimic nu te uh, va împiedica. Zice Paulo Coelio. Dacă tu vrei ceva cu adevărat și știi ceva din toată inima ta, atunci tot universul conspiră ca să se împlinească lucrul respectiv. Tot universul cumva este dirijat, canalizat, ca să realizeze misiunea aia pe care ți-a încredințat-o Dumnezeu ție. Noi avem o misiune clară și misiunea aceasta Trebuie să aibă niște puncte. O să uh, încerc ca să o. Uh, te rog să dai în drumul la imagine ca să încercăm să o explicăm. Dar uh, cealaltă imagine, că le-am inversat eu, e, e problema mea. Deci, ca viața ta să meargă smut, rotund, tu ai nevoie să țintești undeva. Și. Uh, să ai o viață de nota 10, cea mai bună viață posibilă. Nu te mulțumi cu puțin. Ce a zis Domnul Isus? Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă așa cu de pe o zi pe alta. Să fie o viață searbă de seacă. Nu asta spune. Am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Spunem, Ți-ai descoperit tu misiunea existenței tale, viziunea ta. Uită-te, Caleb are 85 de ani. Și la 85 de ani zice lui Iosua, mă Iosua, mie dă muntele ăsta, mă, nu orice. Pentru că eu vreau să lupt, eu am o viziune mare, eu nu sunt de aici, de acolo. Eu uh, am energie foarte multă la 85 de ani. Ce ai gândit tu la 85 de ani? Oh, să ies la pensie, să mă duc la Turcia, la un resort de ăsta de 5 stele, să stau pe acolo, munca de beut bine. Ăsta avea o viziune și la 85 de ani. Nu există că ești prea tânăr sau că ești prea bătrân. Poate zici sunt prea tânăr. Tu știi când a început Ștefan cel Mare, fărică barosa lui, zice lui Ștefan cel Mare. Știi când s-a remarcat pentru prima dată? Nu la 50 de ani. La 19 ani s-a remarcat pentru prima dată. Ăia care au primit premiile Nobel, știi când au făcut cercetările, cei mai mulți dintre ei, între 20 și 30 de ani, nu-ți irosi viața aiurea pe, știu eu, lucruri mărunte, distracții, orice fiele. Think big. Gândește sus de tot. Și gândind sus de tot, nu te poate abate nimic. Furtunile existențiale nu o să te abată, nu o să te dea jos. Vei fi cumva ca și unchiul meu. S trebuie să zic povestea cu el. Are boala vitezei, știi? Nu-i prea umblat el pe la biserică. Dacă se supără, slobode toți fiții din calendar pe la care s-a supărat. Și s-a dus cu mașina și un milițian a ieșit țanțoș în drum să-l oprească, că avea viteză prea mare. Și era terenul, adică drumul ud. Și la un moment dat el a pus o frână și mașina a început să se învârte cu el în drum. Milițianul s-a făcut ca statuia libertății acolo, în drum. Nu mai putea să respire. Iar el, în rotirea aia a mașinii, a văzut un milițian. Știi ce se întâmplă? Dacă eu mă uit la milițian, atunci toți mușchii mei atenția mea determină mușchii mei să se concentreze într-o singură direcție spre milițian și știi ce se va întâmpla dacă eu mă focalizez pe milițian cumva o să dau peste milițian cu mașina și la un moment dat el a zis nu milițianul nu vă interesează milițialul a doua imagine care a apărut era un copac și atunci îți vine să câți Un copac cu flor. Nu pot să vă cânt, că nu am voce eu Că altfel aș cânta Dar dacă te focalizezi pe copac Eu o să nu dau un copac Reciți uh, din proverbe Ce mi se întâmplă Ce uh, mă tem, aia mi se întâmplă Dai peste copac El avea în minte o singură direcție uh, Linia de la mijlocul drumului Linia de demarcație. Unde-i linia? Nu mă uit la miliția, nu mă uit la copac. Unde-i linia? Și uh, în cele din urmă s-au oprit pe direcție. Dacă tu știi unde vrei să ajungi, atunci orice furtună, orice rotație în viața ta ar veni. Tu știi unde să te echilibrezi, pe linia de direcție. Unde țintești tu oare? Țintești sus spre Dumnezeu sau ținte jos. Da, o să te analizezi tu mai bine. Important e să țintești cât mai sus posibil. Dacă ai avut ocazia să te duci de la Londra cu avionul la New York, o să vezi că la un moment dat avionul o ia spre polul nord. Și o să zici, aule, ăsta ce face? Că nu am echipament de schi la mine. Unde se duce? Dar de, de ce o ia în sus? Pentru că pământul e rotund. Dacă ar lua-o direct înspre New York, știți ce s-ar întâmpla? Ar ajunge, la Los, ar ajunge în Florida, în, în sud. Deci, important e să țintești sus de tot. Să nu țintești jos, că ajungi și mai jos decât ai țintit. Țintește sus cu viața ta și nu te mulțumi cu puțin. Nu te mulțumi cu mai puțin decât Dumnezeu. Vreau să-l apuc, zice Apostolul Pavel. Care e obiectivul vieții mele? Că trebuie să ai două obiective. Unul, acolo sus, și unul, o misiune aici jos pe pământ. Zice Apostolul Pavel, caut să-l apuc, întrucât și el m-a apucat pe mine toate astea de pe pământ le consider ca un gunoi pentru prețul nespus de mare al câștigării lui Isus Hristos, a lui Dumnezeu. Deci trebuie să țintești în primul rând spre împărăția lui Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte vi se vor da Deasupra. Dacă tu-l cauți pe Dumnezeu și l-ai găsit pe Dumnezeu cu adevărat, o să-ți dea și o misiune aici, jos, pe pământ. O să ai o viață prosperă. Ori de câte ori ești în misiunea lui Dumnezeu, o să dormi bine. Când, nu ești pe, când ești pe lângă misiunea lui Dumnezeu, ceva se întâmplă. Nu te poți bucura cu adevărat. N-ai bucurie autentică decât dacă faci. Ceea ce ți-a încredințat Dumnezeu. Deci, Dumnezeu îți dă viziunea. Mai erau foarte multe puncte, dar nu le-am pus pe toate. Era din punct de vedere profesional. Poți să scrii dacă vrei. Din punct de vedere profesional, cât ești tu? Unde, unde ești? De la 0 la 10. Cât de bun ești profesional? Dar, iarăși, nu trebuie să faci un Dumnezeu din profesia ta. Că trăim într-o cultură care ne minte, ne vinde gogoși. Cariera te va împlini. Și eu văd oameni la 40 de ani carieriști care sunt cu sufletul gol. Tot ce mai au ei e cariera. Dacă investești doar în carieră, o să ajungi rău în a doua parte a vieții. Sunt importante și resursele resursele materiale. Dacă Dumnezeu te cheamă la o misiune, îți dă și resursele pentru misiunea respectivă. O să le analizăm uh, în uh, a doua parte a, a zilei de azi. Și sunt importante relațiile. Ai o viziune, ai profesie, ai resurse. Aici trebuia să punem iarăși. Vă dau peste cap un pic. Dezvoltarea mea intelectuală, emoțională, cum ești tu cu dezvoltarea ta intelectuală, emoțională, ce noi comportament ai dezvoltat în ultima vreme. Că uh, iarăși nu poți fi împlinit dacă nu te dezvolți continuu, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere intelectual, ce ai citit ultima dată. Cum ți-ai ascuțit înțelepciunea, mintea? Ți-ai rezolvat emoțiile tale din trecut? Zice uh, uh, Apostolul Pavel, să nu apună soarele peste mânia ta, să nu lași dosare neîncheiate. Rezolvă toate dosarele, problemele emoționale. Nu le lăsa acolo că omul așa gândește, timpul le rezolvă pe toate. Nu e adevărat. Timpul le acoperă numai. Și ele te urmăresc din inconștient, îți spun piedică. Dar e important să planifici și în vederea relațiilor tale. Care e gradul tău de satisfacție în relația de cuplu? Întreabă-te în mod onest de la 0 la 10, cât de satisfăcut sunt eu? Sunt la 5, asta înseamnă longios. Și zice Scriptura pentru la longioș, zice, pentru că nu ești nici rece, nici în ești longioș, la mijloc, îmi provoci o greață foarte mare când vine să te vărs din gura mea. Unde ești, oare? Relația cu copiii tăi, și aia e important. Dacă nu planifici și n-ai nicio viziune, e dezastru. Nu merge de la sine. Trebuie să ai o viziune. Aici trebuia să pun, din punct de vedere fizic, ce faci pentru tine, pentru sănătatea ta. E chicit mozga și minde în adică un pic de mișcare, are nevoie toată lumea și mâncat sănătos. Și să ai grijă. De trupul tău, în general. Sfântul Laurențiu zicea despre trupul lui, ăsta e măgarul care tot îmi face probleme. Dar, în a doua parte a vieții, a văzut că măgarul avea nevoie de atenție specială. Ca să nu ai probleme în a doua parte a vieții, trebuie de acum să te ocupi de el. După aia, este vorba de timp. Dacă ești succes ca și profesie, ai resurse materiale, ești dezvoltat aici intelectual, emoțional, relațiile tale sunt uh, bune, dar tu nu ai timp pentru tine, pentru hobby, pentru să stai de, cu tine tu singur. Asta poate fi o problemă. Trebuie să faci ca Domnul Isus ieșea în locuri pustii și stătea singur deoparte, stătea cu el. Era urgențe, la unii le-a fost foame, alții vroiau să-i facă vindecări. I-a lăsat baltă pe toți și s-a dus să stea singur deoparte. Tu ai nevoie de asta, să stai singur, să-ți încarci bateriile, că altfel ajungi la burnout. La epuizare și ești clientul psihoterapeuților în cele din urmă. Ai nevoie de un timp. Și aici ar fi trebuit să punem, dar n-am mai pus, uh, impactul pe care lași în lume. Ce impact lași în lume? În iudaism există ideea de tikun olam. Ce înseamnă tikun olam? Adică să facem lumea să fie mai bine, ca să o pregătim pentru Mesia. Și apostolul pa, Petru, care era un evreu și gândea evreiește, zice ce fel de vieță ar trebui să aveți voi ca să grăbiți venirea zilei celei mari a lui Isus Hristos. Că Mesia nu poate fi așa împărat peste niște oameni care sunt decăzuți moral, de cădere din toate punctele de vedere familial și așa. N-are cum să vină Mesia. Mesia vine atunci când eu fac lumea un pic mai bună, de ce credeți că la evrei toți sunt premii Nobel? Foarte multe premii Nobel. Că au creier mai mare decât ceilalți? Așa crezi. Nu, ai, nu ăsta e secretul că au creier mai mare decât ceilalți. Ci că gândesc diferit. Cum să fac eu să fie un pic mai bine în domeniul în care am intrat? Un pic mai bine, că depinde de mine. Nu depinde de guvernul româniei sau de pastor sau de altcineva. Depinde direct de tine. Să faci lucrurile să fie un pic mai bune. Ok. Și uh, o să le luăm pe rând, dar mai întâi aș propune eu să facem o pauză de uh, vreo cât? 20 de minute? Uh, 15 minute? Facem o pauză. Între timp, mă hidratez și uh, o să luăm, uh, în special, resursele. Și uh, problema relațiilor și să vedem ce faci tu aici ca să ieși din situații de criză și să rezolvi problema într-un mod uh, uh, benefic pentru tine și pentru ceilalți din ecuația vieții tale. Mulțumesc!